v-ați făcut timp să veniți să ne vedeți. Permiteți-mi să vă spun o poveste. Vă spun ca și când ar urma să se petreacă în viitor sau în trecut. Pentru mine asta nu are nicio diferență. Totul a început în vremurile străvechi. Erau orașe unde se înălțau palatele regilor, se găseau bulevarde largi, străzi înguste și ulițe întortocheate. Erau pieți multicolore unde se vindeau mărfuri din toate colțurile lumii, precum și mari amfiteatre. Erau unele fastoase împodobite cu coloane și altele simple, fără nicio ornamentație. Mai pe scurt, amfiteatrele erau după punga oamenilor. Aici și acolo, printre noile clădiri, mai găsiți câteva coloană, câte o poartă, o bucată de zid sau chiar un amfiteatru din acele vremuri străvechi. Și într-un astfel de oraș s-a petrecut povestea cu Mop. Și-au dăruit-o ca un cadou regelui Ludwig, protectorul. Veniți mai aproape! Veniți mai aproape! Ce vrei pe pom? Trimite de aici! Ești un vale bun! Trimite de aici! Doamnelor și domnilor, asistenta mea, Pepo, măturătoarea, tocmai mi-a ieșit din țac următoarele. Din nefericire, prizoniera Irena tocmai a decedat. Și mă văd nevoit să declar acest tur unic încheiat. Pepo, ce te-a apucat? Am găsit o momo. Ce? O momo. Și ce e aia? Nu știu, un copil, cred. Un copil? Singur? Pepo, unde este momo asta ta și de ce nu iese să vedem? Nu știu, e frică, cred. Dacă o recași. Ascultați, în mod evident avem de-a face cu o ființă care e frică. Mă gândesc că ar vrea să rămân aici. Hai să vedem dacă ne place ideea și dacă e pe placul nostru. Și unii dintre noi chiar o troaie de copii care cer mâncare, dar cred că unul în plus nu ar avea nicio importanță. Ce spui? Vă mulțumesc foarte mult! Dar n-aș putea să se rămâne aici mai departe? Gata! Am stabilit! Momo rămâne aici! Mă duc să-i aduc o păturică! Aveți și acasă o cale de copii. Mă duc să-ți-l aduc! Mă duc să-i aduc cu tare! Mă duc să-i aduc pe ele! Eu mă duc să fac curat! Aici înainte îi mergea bine micuțe Momo. În orice caz, așa era părerea ei. A
acum aveam întotdeauna câte ceva de mâncare, uneori mai mult, alteori mai puțin, după cum se întâmplă și după cum se puteau lipsi oamenii. Avea un acoperiș deasupra capului și când era frig putea să-și aprindă un foc. Dar ceea ce era cel mai important, avea mulți prieteni. S-ar putea crede că Momo însă și avea aceeași părere. Dar ceea ce știa să facă micuța Moma ca nimeni altul era. Să asculte. Poate că bunicitor vor spune că să asculte nu-i nimic deosebit. Și oricine știa să asculte. Este însă o eroare. Numai foarte puțini oameni știu cu adevărat să asculte. Iar modul cum știa Momo era cu totul fără seamă. Păi vezi, Momo, lucrurile astea au astea.
câteodată, ai în fața ta o stradă atât de lungă, încât crezi că nu vei zbuge niciodată. Încerci să te grăbești, dar când ridici ochii, vezi că nu s-a puținat de fel. Atunci te grăbești și mai tare, și mai tare, și la un moment dat se taie răsuflarea și nu mai poți. Niciodată nu trebuie să procedezi asta. Niciodată nu trebuie să te gândești la toată strada niciodată. Trebuie să te gândești numai la următorul pas, la următoarea mișcare, la următoarea pătare de mătură. Face plăcerea ceea ce este necesar. Te-am cunoscut și pe tine și pe mine. Acelora care aveau nevoie de Momo, dar nu-și dăduse încă seama. Acelora li s-a spus de către alții, merg să o vezi pe Momo. Și aceia care aveau nevoie de ea, dar nu puteau să vină să o vadă, au trimis după ea. De ce oare? Poate că Momo era nemaipomenit de deșteaptă, încât era gata să-i dea pe gură un sfat mintos. Găsea ea întotdeauna cuvintele potrivite. Dacă cineva avea nevoie de mângâiere, avea puțin să țină o judecată dreaptă și înțeleaptă. Nu la toate acestea, Momo se pricepea tot atât de puțin ca orice alt copil. Nimeni n-ar fi putut anticipa că în curând o umbră va învolui prietenii acestor oameni. O umbră care crește și crește și care deja acum plutește întunecată și rece peste metropolă. Și cuceritorii, cine e? Toată viața mea era tată. Cine sunt, de fapt? Un simplu frizier. Atât am ajuns să fiu. Pentru viața adevărată îți trebuie timp. Iar eu voi rămâne un simplu prizonier al zâmbetul foarte. Se face frig. Ce-o păcătri? Ras sau pus? Trebuie să știi că timpul înseamnă bani de urmăriți. Așa. Mulțumesc. Vin din partea casei de economii a timpului. Sunt agentul numărul XYQ384B. Am auzit că vreți să deschideți un cont de economii. Să fiu sincer, nici n-am auzit că există așa instituție. Ei bine, acum știți. Sunteți solicitant la instituția noastră. Cum așa? Păi, vedeți, domnule Fusi, voi rosiți timpul cu zângănitul foarfecelor. Iar când veți muri, va fi ca și cum n-ați existat nici. Urmare, singurul lucru de care aveți nevoie este timp. Tocmai așa mă gândeam și eu. Însă de unde se poate lua timp? El trebuie economisit, domnule Fus. Iar voi, vă irosiți viața cu totul irresponsabil. Să vă prezint printr-un mic cap. Deci, un minut are 60 de secunde, iar o oră are 60 de minute. Mă puteți urmări? Desigur. Deci, 60-60 fac 3600 de secunde. Un an are 365 de zile, iar o zi are 24 de ore. Deci, 24 mulțit cu 3600 de secunde rezultă 27.394.000 de secunde. Corect? Deci, cum spuneam, un an are 365 de zile.
365 mulțit cu 3600 de secunde și mulțit cu 24 de ore rezultă exact 2.512.000 secunde. La cât timp vă evaluați durata dumneavoastră de viață, domnule Fusi? E, știu și eu, vreo 70 ori 80 de ani. Bine, să socotim doar, nu știu, 70. Deci, 365 de zile, mulțit cu 24 de ore și mulțit și cu 86.400 de secunde, se ridică la suma colosală de 1.324.512.000 de secunde. Ce? E o cifră impresionantă. Bine, dar... Nu vă simțiți bine, domnule Fusi? Nu, vă rog să mă spuneți. Ce vârstă aveți, domnule Fusi? Ei, câți ani mai sunt? Se face teribil de fiet. Deci, în anii dumneavoastră fac exact 324.594.000 de secunde. Cifră? Cât timp dormiți mai de pe noapte, domnule Fusi? 8 ore. 8 ore. Asta rezultă la suma colosală de 441.594.000 de secunde, pe care trebuie să le trece la pierdere. Cât timp petreceți la munte? Tot 8 ore. Interesant. Același număr de secunde pe care iarăși trebuie să-l trece la pierdere. Cât timp aveți nevoie să mâncați, domnule? 2 ore. Deci, 27.240.000 de secunde în anii dumneavoastră. Locuiți singur. Petreșteți în fiecare zi câte o oră. Chiar dacă știți și voi că bătrâna nu a avut de gravit. Sunteți membru în corul bisericii, iar în timpul liber ieșiți cu prietenii. Dar, domnule, avem noi un mic secret. Eu mă gândeam, nu se poate. Dacă privim asta neafectați de nicio emoție, la fel rezultă 27.240.000 de secunde. După cum vedeți, deja v-ați scus tot timpul de viață. Oare n-ar fi mai bine dacă ați începe să economisiți? Ba da, chiar mi-aș dori asta. Ce ar trebui să fac? Și presupun că știți ce înseamnă a economisi. De pildă, în loc să petreceți fiecare zi câte o oră cu mama dumneavoastră, duceți-o la un azil bun și ieftin. Sau în loc să petreceți cu fiecare client câte o oră, scurtați-vă doar un sfert de oră. Și vă mai propun ca să vă puneți un ceas mare în mijlocul magazinului ca să puteți observa munca genului. Și timpul economisit ar trebui să-l depun undeva? La care bancă? Nu, domnule Fusi, nu vă faceți griji de asta. De asta ne ocupăm. Noi. Ia primiți aici. Nu-i așa că e minunat? Îmbunătățește-ți viața. Economisește timpul.
omul era un adevăr pe care nimeni nu-l cunoștea mai bine decât oamenii cinoșii. Aveau planurile lor în privința omenirii. Pas cu pas, fără ca nimeni să nu-și dea seama, intrau zilnic tot mai adânc în viețile oamenilor. Și nu doar Fusi era printre cei care s-au întâlnit cu acești oameni cenușii, ciudați și bizari. Nu știu, îmi face impresia că toți mei cenușii prieteni tot mai rar la mine. Pe unii ne-am mai văzut de foarte multă vreme. Da, și nu mi se întâmplă la fel. Nu mai e ca înainte. Se întâmplă ceva. Dar ce se întâmplă? În oraș s-a stat la pretutindeni, de unde am dat seama? Ce s-a stat? Dar de unde? Ne schimbim acum tot mai mulți copii în coace. Tocmai de aceea! Ce vrei să spui? Nu vin de dragul nostru și caută doar un refugiu. Dacă ar fi fost vorba doar despre Fusi, m-aș fi gândit că sărmanul om a luat un pic razna. Dar și nu a început să facă la fel. Se transformă din ce în ce mai mulți în fiecare zi. Mă gândesc că există ceva ca nebunia contagioasă. Bineînțeles! Trebuie să fie o epidemie! Ei toți sunt nevărați de timp pe care îl au! Înainte veneau aici la mor ca să o asculte. Însă acum nu-i mai interesează! Nu mai au timp! Și de ce nu au timp? Oamenii au devenit nervoși, mărugănoși și lipsiți de orice bucurie! Este ceva rău, dar trebuie să ne așteptăm prietenii! Totuși,
Aici avem o companie foarte plăcută pentru păpușa Bibi. Numele lui e Bubi și pentru el există o mulțime de haine și jucării. Și dacă și asta totuși te plictisește, atunci avem o mulțime de prieteni pentru păpușa Bibi. Aici e fetița Roze și fetița Poli, sus e fetița Cus, fetița Hebe și fetița Hebe. Fetița Hebe și fetița Hebe. Fetița Hane și fetița Lei. Deci, acum poți să vezi cât de fantastic de bine te-ai putea juca cu aceste păpuși fabuloase. Da, Bumis, să-ți spun că n-a să mai ai nevoie de prietenii tăi, pentru că toate aceste păpuși sunt în cale ca să devină noi de prieteni. Și cu siguranță că și tu vrei să devii prietenii lor de asemenea. Așa e, că am dreptate. Tu chiar vrei asta, nu-i așa? Tu vrei asta, nu-i așa? Vrei, te rog, să-mi explici. Ce te face să crezi că acestor păpuși perfecte le-a lipsit ceva? Cred că sunt irezistibile. Și atunci care este problema? Eu totuși nu vezi prieteni. Și cu ce se leagă din asta? Tu nu faci decât să le risipești timpul. Tu nu ești decât o piatră de moară ce atârnă de gâtul lor. Pe moment, tu ești dușmanul lor. Și tu numești asta dragoste? Noi suntem adevărații tăi prieteni. Cine noi? Noi, cei de la banca de timp. Și să știi că nu lăsăm pe nimeni să ne ia peste picior. Să nu cumva îndrăznești. Nu te poți spune cu noi. Să nu îndrăznești deloc. Tu n-ai nicio șansă. Nu există nimeni care să vă iubească? Nu. Dar e foarte adevărat. Ce ne faci? Oprește! Nu! Sunt convins că e o clădire foarte deosebită
cenușie, sinistră, fără ferestre, o uriașă casă de bani din beton. O văd în fața ochilor, restituiți-mi de tot timpul furat! Chiar în momentul acesta, prietenii noștri urmează să-i cheme pe toți oamenii din oraș pentru a le spune adevărul despre oamenii cenușii și planurile lor. Cu siguranță, domnii cenușii nu vor fi foarte încântați cu planul acesta, nu? Oameni așteptați! Ascultați-mă, vă rog! Oameni buni, ascultați! De ce, dintr-o dată, voi nu mai aveți timp? Voi, oamenii mari, habar n-aveți ce se petrece! Veniți, oameni buni, toți copiii vă cheamă! Ascultați! Hoții se află în mijlocul nostru! În curând, o să vă dați seama și voi faptul că acolo a rămas doar această ceață, griș cenușie. Treziți-vă, oameni buni! Nu vedeți cine vă conduce cu adevărat lumea? Eu știu ce trebuie să fie de făcut și vă voi spune și vouă! Veniți, oameni buni! N-a venit nimeni. Nu te poți baza pe oamenii mari. Nu am crezut niciodată în ei. Dar acum îi plac atât mai puțin. Acești copii au ieșit astăzi pe străzi cu postere și panouri ca să invite întreaga lume la amfiteatru, ca să le releveze existența noastră! Suntem conștiente de acest fapt! Și cum explicați faptul că acești copii știu cu precizie cine suntem noi și ce plănuim? Nu știu cum aceasta a fost posibil. De ce minți? Păi aceasta este o obișnuință profesională. Deci nu neci că ai spus unui copil cine suntem noi. Noi suntem interesate doar de rezultate. Ceea ce aveți în cap nu ne interesează pe noi. Voi ne-ați trădat! Voi ne-ați trădat! I-ați spus unui copil unul dintre cele mai mari secretele noastre. Știți voi că copiii sunt unul dintre cei mai mari dușmanii noștri. Dacă nu erau ei, lumea era să fie de mult de mâinile noastre. Fiindcă scopul nostru este dominarea lumii! Predați vinovate? Da, Suprema Curte, dar credeți-ne, nu putem să explicăm cum aceasta a fost posibil să se întâmple. Și de aceea eu încerc Curte Supreme să ia la cunoștință circumstanțele noastre atenuante, că nu am fost într-adevăr vrăjit.
animale de judecat, ci unele de al noastră. Presupun că vom avea de-a face cu acest copil. Care era numele? Mama. Fata sau băiat? O fată. Adresa? Amfiteatru. Asta e bine. Chiar foarte. Chiar foarte. Presupun că nu vom avea de-a face cu această Momo. Ai auzit? Acum să trecem la sentință. Sunteți condamnate pentru înaltă trădare. Legea ne comandă că voi va trebui să fiți private de orice timp. Vă rog, aveți grație și mie, după ce mie, 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 nu încăpea nicio îndoială că Momo se află în mare primejdie. Dar ceea ce nu știu este că Bebo a asistat la mica ședință a domnilor cinușii. Bebo trebuie să ajungă cât mai repede la ea. Trebuia să o prevină în legătură cu asta. Trebuia să o salveze. Deși nu chiar știe cum, sigur va găsi o modalitate. Cerem o răscumpărare de 100.000 de ore în timpul tău economisit. Dacă ești de acord, noi o să te scoatem din spitalul de nebun. Dacă tu ne rămâi acolo pentru totdeauna, iar micuța sau nu, va rămâne în mâinile noastre.
Accepți? Accept. Și bagă-ți bine cap. Muțenie cumplită, timp de 100.000 de ore din timpul tău economisit. Când vom primi acele ore, nu? Vom înapoia. Aceea este timpul, căci timpul e viața, iar viața se juiește în inimă. Minutes.
Ah, ei vorbesc despre tine. Cine? Privește, privește prin ochelarii mei. Nu pricep nimic. Totul e o vremuială. Oamenii ce nu și îi cunosc. Mă gândesc și pe mine. Pot să facă, nu? Ai putea spune și așa. Dar nu-ți face griji. Cu mine, tu ești în siguranță. Dacă m-aș întoarce în oraș, oamenii m-ar prinde cu ușurință, nu? Tu ce părere ai ca să pe ea? Te-ar fi putut te prinde? Niciodată, niciodată. Trebuie să știi că să pe ea vede puțin în viitor. Cu jumate de oră mai înainte, mai precis. De ce ea știe dacă nu cumva le-ar fi convenabil? Ce convenabil? Îți place să te treci fixor? Da, știi, e bună? Da, dar e foarte grea. Numai puțin i-au putut să o ghicească. Foarte bine, o să țin minte. Bine, sunt foarte curioasă să văd dacă tu o poți dezlega. Ascultă cu atenție. Într-o casă locuiesc trei frați, dar se prezintă diferit îmbrăcați. Și dacă vrei să-i deosebești pe fiecare cu ceilalți, la stemuiești. Primul nu e aici, abia va veni. Nici al doilea nu e, căci aș și porni. Doar al treilea e aici, dintre ei cel mai mic. Și fără ei, ceilalți n-ar fi chiar nimic. Totuși, al treilea de care se vorbește există, fiindcă primul sosește și totul astfel se petrece când primul în al doilea trece și se produce o preschimbare. Numai atunci mesinul apare. De vrei să-l prinzi, să nu izbudești, căci tot pe ceilalți din rândul nimerești. Spune-mi acum, sunt cei trei? Dar atât? Sau poate numai doi? Sau poate niciunul? Ne vei putea să ne spui pe nume? Vei ști cine sunt atot puternici lume. Stăpânesc întreaga împărăție cea mare. Cine sunt ei oare? E într-adevăr foarte greu. Nu știu ce ar putea fi. Ce înseamnă moartea? Nu mai fi înfricoșat să fie de ea! Și dacă
stare să influențeze direct asupra lui Momo, trebuia să o facă pe ocolite, prin intermediul adulților, care aveau dreptul la potrivire asupra copiilor. Dar viața modernă nu le lăsă timpul necesar părinților pentru a se ocupa de copiilor. Administrația orașului e cea care ar trebui să aibă grijă de ei. Așadar, în fiecare cartier s-au înființat așa numite depozite de copii. Sunt case mari unde trebuie să fie aduși toți copiii de care nimeni nu mai are timp să se ocupe. Cu siguranță, domnii cinușii nu vor fi foarte invitați cu planul ăsta. Imaginează-ți, acum dau concerte mari, nu doar aici în oraș, ci în toată lumea, Momo. Timpul înseamnă bani, nu mai am timp, mai vorbesc și noi. Mia! Momo? Mia! Momo! Ce surpriză! Din toți! Ți-e foame? Uite aici! Dar ceva să mănânci! Mulțumesc, Mia! Tot ce vreau să știu e, unde e Beco? Așa cred. Timpul. Timpul înseamnă bani. Trebuie să plec, Momo. Nicola! Nicola, lasă-mă cu cuță de bani. Nu e voie să plec, Momo. Tu ești... Momo, e groaznică din punctul de copii. Stai, am venit din nou cu mine. Nu am cum să fug. Ei, eu mă vor găsi și mă vor aduce înapoi. Pare rău, Momo, trebuie să plec. Dacă ne ajuți, noi îți vom înapoi a prieteni. Ce vreți voi de la Hora? Nu, nu-ți fă griji, n-are importanță. Doar du-ne la ea. Nu, chiar și dacă aș putea tot aș face. Ce vrea să însemne asta? Dacă tu poți, tu poți! Tu știi cum! Tu ai fost la Hora! Thank you.
data aceasta, Momo și Casiopeia nu s-au întâlnit cu niciun domn cenușiu. Asta pentru că în spatele lor era un cortegiu mereu crescut de pici cenușii, ascunși pe după ziduri și colțuri de case, ce urmărea fără zgomot drumul celor două fugare. În cele din urmă, Momo a ajuns la alea Micicării. Momo și-a amintit că pentru a înainta pe această alee, trebuia să meargă de-a îndrăbirea. Când s-a întors pentru a merge cu spatele, inima era cât pe ce să-i se oprească, că un zid cenușiu hoț de timp unul lângă celălalt, când vedeai cu ochii, alerga de îndrăbirea Micicării. Atunci se petrecu din nou ceva ciudat, când primii urmăritori încercare să pătrundă pe această alee, se destrămă efectiv neant în fața ochilor lui Momo. Depinde numai și numai de tine. Mamă, dacă lumea se va opri pe
a dormi în aceeași clipă, ar înceta și timpul. Lumea s-ar opri. Iar dacă timpul nu va mai exista, nici oamenii cenușii nu vor mai avea pe cine să fure. E drept că totuși ar mai exista în continuare o vreme, având în vedere că au stăpânire provizii mari de timp. Când aceasta vor fi consumate, vor fi nevoiți să se destreabă în neant. Căci dacă timpul nu va mai exista, atunci eu nu mă mai voi trezi niciodată. Întreaga lume va rămâne nemișcată și adormită în vecii vecilor. Îndată ce oamenii cenușii își vor da seama că timpul s-a oprit, vor alerga către proviziile lor de timp. Tu trebuie să ajungi înaintea lor. După ce le-ai găsit ascunzișul, trebuie să-i împiedici să mai ajungă la proviziile lor. Dacă tu nu vei reuși, atunci eu nu mă voi mai trezi niciodată. Întreaga lume va rămâne mumificată pentru eternitate. Însă în puterea mea mă o să-ți dau ție și numai ție. O floare a clipelor. Ia-o și pe Casiopeia cu tine. Ea te va ajuta. Dar nu uita, tu doar ai o floare oră. Doar o oră de timp. Facem!